fotografia de fashion probabil e locul unde se întâlnesc toate celelalte genuri de fotografie. Cred că oferă cea mai mare expunere atât fotografiilor cât și ideilor care sunt încorporate acolo. Deși pare foarte mainstream cumva și noi ne imaginăm ca fiind vorba de un model și niște haine, cred că în ultimul timp a adunat artiști din domenii foarte, foarte vaste și diferite care se întâlnesc acolo și fac o grămadă de experimente. Revista All Hallow e un proiect editorial care a venit cumva din mai multe direcții. A venit dintr-o nevoie a unei reviste de un alt gen sau de un alt nivel decât revistele de glossy pe care le avem la noi. E o revistă care cumva se situează pe lângă toate aceste reviste. E o revistă în care cumva vrem să luăm toți stiliștii, toți fotografii, toți oamenii din industria de stil și industria creativă și să le dăm un fel de carte blanche, o libertate creativă destul de mare, încât să facă cam ce vor ei. Eu sunt genul de fotograf care se bazează foarte mult pe research. Cum scriitorii au caietelul lor în care își notează toate ideile sau ce aud la metrou sau ce se vorbește, eu fac poze. Și fac poze cu mobilul. Orice văd, orice lucru care mi se pare interesant, orice personaj, orice atitudine sau geometrie, în momentul în care o surprind, mi-am făcut așa un exercițiu să includ în acest caiet virtual. În momentul de față, caietul meu de luat notițe este Nokia Lumia 920, cu care m-am înțeles foarte bine la punctul ăsta. Are o lentilă foarte, foarte bună, surprinde foarte bine mood-ul pe care îl caut. După care, când avem ședințe foto sau avem brainstorming-uri sau trebuie să ne gândim la un concept, deschid frumos folderul cu toate ideile, toate referințele, tot ce am păstrat și încep și te uiți prin ele, vezi ce te inspiră, vezi ce se potrivește, vezi ce recreezi de acolo, se combină între ele. E exact un caiet de notițe din punctul meu de vedere.